Emil Boc propune reluarea festivalurilor. Edilul Clujului vine cu această propunere în fața autorităților din capitală. Acesta dorește realizarea unui concert tip experiment pentru a se constata riscul de infectare. Edilul s-a inspirat de la autoritățile din Barcelona, unde s-a pus în aplicare acest gen de eveniment test la care au luat parte 5.000 de persoane. În costul biletului a fost inclus, bineînțeles, și un test antigen. Acesta este un experiment din care se vor putea trage concluzii la nivel european. Emil Boc dorește ca acest eveniment test să aibă loc la Cluj. În momentul actual nu, e o nebunie. Vă dați seama, tineretul care nu ține cont de niciun fel de reguli, ar fi o infectare în masă fără precedent. Nu mi se pare oportună. La acest festival va fi inclus în prețul biletului și un test COVID. De asta... Rapid, da, teste rapide, da. Așa, cam... 50% nu sunt valabile, nu dau rezultatul scontat. Deci, nu știu, probabil că nu cred că o să facă așa ceva. Cum ți se pare această măsură? Ai fi de acord să se facă acest festival? Nu. Toate măsurile de siguranță vor fi respectate. A. Ai participat la acest festival? Nu. Aș sta acasă mai bine. Aici, la noi în țară? Da. Nu cred. Nu cred că ar fi bine. Pentru noi, nu, că noi suntem bătrâni, stăm acasă, dar tineretul e dornic să se... N-ai văzut, mamă, ce e în țară. Și la noi în Severin, că sunteți de aici, cred. În prețul biletului va fi inclus și un test COVID rapid. Da. Tineretul ar trebui să-l facă, că e mai dornic de viață. În cazul în care autoritățile vor fi de acord cu acest tip de eveniment, toate măsurile de siguranță impuse în contextul epidemiologic vor fi respectate. Prioritate va avea sănătatea populației, dar și siguranța tuturor la concert.